Hai mă, ce faci? Ai luat pauză? O leacă, când s-a făcut cam foame. Așa, așa? Și sătii. Așa, așa? Și ne-ar prinde bine o leacă de mâncare. Și mie mi-ar prinde bine niște bani, dar și urmă unde eu pierd pități. Păi și nu mai mâncăm? Ba da, eu mâncare și tu răbdări prăjite. Păi de ce? Că-s bune răbdările prăjite, mai ales că nu ai alte opțiuni. Dar de ce, mă mică, nu avem altă mâncare? Mâncarea costă bani și banii s-o pierdu la poker. Mai ales că acum vine factura și la apă, și la curent, și trebuie să plătim. Păi și acum nu mai avem bani? Nu. Deloc? Nu. Deloc, deloc? Dar există o diferență între un deloc și doi deloc? Când spui de două ori deloc, înseamnă că ai mai puțin ca zero? Știi românii și ea care merg la pâine și întreabă dacă aveți pâine? Și vânzătoarea răspunde, nu. Și el întreabă deloc, așa e și cu fânel. Nu mai avem bani deloc? Deloc, deloc. Aoleu, păi ce facem? Eu mă duc în casă la umbră, tu faci rost de bani, dacă chiar vrei mâncare. Dacă nu ai să mănânci azi trefle până n-ai să mai vezi. Ce? Sau damă de câmp, care e mai bunul la gust. Tu ești nebun, nu mai avem niciun ban, adică niciun ban, niciun ban. Adică n-am plătit niciodată să nu mai avem niciun ban, niciun ban. Că nici nu știu cum se procedează în cazuri de astea. Drept să zic, mai avem niște bani, dar am vrut să-l panichez o leacă ca să văd, poate îi mai vine mintea la cap. Să mai fac și el o leacă de griji cu banii, că doar nu cresc în copac. Da, hai că mă gândesc cumva să fac niște bani. Fără poker, eu scot iar antidepresivul din cameră. Nu, 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 stau cu minte, promit. Hai, hai, hai grijă. M-am tot gândit cum să fac rost de bani, de la cine să șer, de la unde să împrumut, de așa. Problema este că toată lumea mă știe în sac, i-am pierdut la poker și nu mă împrumută nimeni. Că nu mă crede nimeni dacă zic că m-am lăsat. Așa că mi-a venit o idee. Mă duc la Moș Ghiță din capătul satului, că așa la oricum nu vorbești cu nimeni, că le țăf nu stare și nu știi știrile din sat. Și șer de la el, că el oricum dă bani cu camătă prin sat. Și îi zic că jirez cu calul, că el nu știe că nu-l mai am. Ia Ghiță! Ia Ghiță! Ia Ghiță, ești aici? Neaghiță, Neaghiță, ești aici, Neaghiță, ești acasă? Da, cine e acolo? Eu, Neaghiță, eu, Sfânela lui Angelica din centru. Și mine? Stăteam și eu și mă uiteam ca omul la cum se urcă melcul pe copac și la cum crește roșia și la un moment dat aud zarvă în ogradă, mă strâng unul și vrei, și vrei la mine. Și deodată când mă uit, prostul ăsta de Fânel, bine, el e băie bun așa, da? Deci, ia-ți, ce vrei? Ce cauți în curtea mea? Dacă puneam câini pe tine. Dar și matale câini? Nu, am un aparat cu câini, sunetul de lătrat de câini înregistrat pe el și mai pun când treci lumea ca să sperii. Bine că n-ai de pisic. Am, numai că s-aude cum îți încălduri și coți, că e ca proastele, nu se sperii nimeni de asta. Ia-ți, ui, ce vrei? Păi, da, Neghiță, am venit să văd ce mai faci la, până la matale, așa, să văd cum mai ești, cum te mai simți, așa. Cum să mă simt? Foarte bine mă simt, mai ales că nu mă deranjează nimeni. Dar eu am venit eu la matale, eu. Exact, a venit un nimeni. Zi-mi ce vrei. Da, mă gândeam că poate ai matale nevoie de, nu știu, de o can de apă la fântână, să mă duc să-ți trag niște apă. Ui, copchile, tu de când n-ai mai fost la mine, eu m-am branșat la apă, ui, am apă de la robinet. Ce vrei? Tu și poate să-ți aduc cu pâine, poate să-i foame de la magazin, să-ți dau o pâine, ce? Ui, prostule, eu sunt alergic la gluten, ui, eu am mață fine, ce vrei? Atunci poate să schimb butelia? Am gaz! A, nu știu, atunci stăm de o leacă de vorbă, să văd mai, cum mai faci, ce mai faci. Ce să vorbim, măi? Ui, tu vrei bani, ultima oară tot de asta ai venit, nu? Nu, 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 n-am nevoie de bani, nu. Da. Dacă aș avea, ai avea să-mi dai? Ne. Uite, ce mă crezi prost, copil! Deci ai avea să-mi dai niște bani împrumut? Da, eram sigur. Hai să-i zi, oi, banca satului! Dar nu de asta zice lumea în sat Ghiță Monetaru? Sau Ghiță Cămătaru? Nu, no, Cămătaru îmi zice, cam mulți lei. Adică animale? Nu, ai prostule, bani! Deci poți să-mi dai niște bani împrumut? Scârve! 20 de milioane, cam așa. 20? E cam multe! Dar ce zice eu, banca satului? Ah, da, chiar râse, chiar râse, da. Ei, îți dau, dar am pici durată. E vreo luni de zile, cam așa. Îți dau, dar mi-aduci înapoi 23. Auleu, așa mari dobânda? Dacă nu-ți convine, tu țin soarele, mă, din alte parte. Gata, gata, dar am zis eu ceva, gata, e bun așa, nu mă dăm. Bine, stai aici, mă duc să aduc caietul cu datorii. Că eu trebuie să notez, că altfel uit. Ia să vedem noi aici, la Francesc Fane
Uitați-mi, opa, ce avem noi aici? Ce? Când m-am uitat deja în caiet, el avea datorii la mine din 4 luni pe care n-o plătit-o, băiatule. Dar nu-i problemă, că eu de asta am caietul și mă uit în el ca să-mi amintesc că ei toți vin și mai cer bani de la mine. Tu trebuie să mai dai mie deja 10 milioane. Iau datorii la poker, acum 4 luni. Aoleu. Și deja la 4 luni iau și după de mare adunat. Deci cum faci? Păi facem așa, mă tare, îmi dai banii ăștia și oricum ăștia s-adun la banii pe care eu îi datorez deja și după aceea când îmi cumpăr o căruță cu banii pe care ne dai, muncesc cu căruța și fac alți bani și îi dau înapoi pe și ea și gata. Păi eu am altă idee. Doamne iartă, m-ai mai făcut, mă. Iar la poker? Nu, mă jur. Și atunci, de ce ești iar disculț? Ce s-a întâmplat? Am fost până la... Băi, are legătură cu pokerul? Da, dar nu chiar, dar are. Băi, de când mergi la poker, ai pierdut mulți bani. Și cal, și tractor, și trotinetă. Dar cel mai mult bani, cred că ai pierdut de la papuși. Câți bani ai pierdut cu papuși și cumpăram alt tractor. Are legătură cu pokerul, ai zis? Da... Bun, atunci. Ia vin încoace, că avem treabă. Să mor eu dacă înțeleg. Eu am avut intenții bune și n-am jucat nici poker și tot am luat bataie. Ce viață e asta? Cred că asta înseamnă să iei bataie cu împrumut. Faci azi prostia și peste 4 luni când te prindi măta, te bate cu dobândă. De fapt, mă bătu cu parul.